Salut și bun venit la nou video. Azi avem Botoșan cu Rapid, un meci în care se anunță ploaie, dar mi-aș dori o ploaie în poarta Rapidului de goluri, ca Botoșan să părăsească ultimul loc, având în vedere și faptul că Rapid este într-o formă destul de slabă. Hai să vedem meciul, să vedem cum o să fie treaba. Hai Botoșan, un like. Ba, avem o pasăre cu aripi verzi acolo. Să mă atunci. Și a început meciul. Hai Botoșan cu victoria. Ce spuneți galeriile echipilor? Cred că mai frumoasă Botoșanului. Urâtule! Bravo, boss! Botoșanu! Hai, boss! E bună! Prima ocazie a meciului. Minutul 16. Oh, Voianis! Friday, care a scos-o, bravo! Are și Rapidul prima ocazie și chiar mai mare. Orescu! Șut! Oh, Ghenda! Uleu! Bun, așa, bravo! Sadicu! Opa! Bravo! Hai încă o dată, Miron! No! Bravo, Ianis! Încă o dată! Bravo! Hai, Bodișteanu! Șut! Bravo, hai! Hai, băboi! Și golul! A prins-o! Scapă aici Rapidul! Miron, ia ta! Bravo, aoleu! Periculos aici Rapidul! Poate de capul meu, gazia meciului până acum, e minutul 46. Haideți! Șut! La final de primul parte, un meci destul de plictisitor până acum, 0-0. Botoșan surprinzător, 0 faulturi, incredibil mi se pare chestia asta. Ocazie foarte mare Rapid, respinge ușor în bară portarul Botoșani. În rest, mai nimic. Îmi doresc o parte a doua cu mai multe ocazii și cu goluri. Hai Botoșaniu, like, subscribe. Începe partea a doua. Botoșani! Botoșani! Hai! Bună! Hai, buddy! Pavlovici! Bravo, hai! Hai că începe bine partea a doua. Bravo! Bravo, hai! Thank you, offside. Bravo, e meritat! Botoșan! 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 Da, mă! Se verifică la VAR și mi se pare offside, sincer. Vedem. Rămâne golul, mă! A văzut eu prost, mai bine că a văzut prost. Bravo, Ianis! Pericolo! Da, s-o mai liniștit jocul. Și în moment să vă spun like și subscribe la clip, la canal, la nebuneală, să fie treaba bună. Aoleu! Capone! De mă, să putea face 2-0! Come on!
Bravo! Bravo, Gianni! Da, faul! Final, mă! Da, mă! Victorie meritată! Rapid, o păr la 0-0, dar pare rău, n-ați meritat victoria. Botoșan câștigă pe meri 2-0 și până să știm momentan ultimul loc. Probabil o să fie așa, pentru că Buzău joacă cu Steaua. Ce să spun? Sunt tare bucuros de victoria asta. Suporterea pleacă dezamăgit la București înapoi. Treaba mai bună! Hai să ne auzim la următorul video. Like, subscribe! Pa, pa!